Salut! La sfârșit de decembrie, ca de Paști, soare, 20 de grade aproape, nu cred că este foarte bine. După o ieșire în afara asfaltului, vreau să vă arăt și să vă spun câteva cuvinte despre cauciucurile de la Grip Max, o firmă chinezească care este modelul Inception, adică ele sunt niște AT-uri, da? All terrain. Va să zic că ar fi bune cât de cât și pe asfalt și în afara lui. Și care sunt inscripționate cu Mud and Snow și cu muntele cu fulgul pe el, adică sunt și all terrain și all season. Bineînțeles că multe alte chestii care le fac chinezii, ei copiază, dar măcar unele din chestiile copiază după ce trebuie. Ele sunt copiate după Bifi-uri, Goodrich-uri pe care le-am avut timp de 4 ani și 110.000 de kilometri. Practic puteam să le mai rulez, bănuiesc eu, vreo 20.000 de kilometri fără probleme. Deci aproape 130.000 de kilometri bifiurile o duceau. Într-adevăr, pe ele scria Made in USA, pe astea scrie Made in China. Da? Probabil că e o diferență de materiale. După cum vedeți, profilul este aproape la fel, dar pe aici, pe lateral, nu mai are cauciucul ăla extra, cum le are Bifi-ul. Sunt un pic mai silențioase, adică sesizabil mai silențioase. Ei zic că ar scoate un zgomot de 72 de decibeli la rulare. Păcând bifiurile sunt declarate cu 74, însă nu știu care minte, dar diferența între ele e mult mai mare ca zgomot. O să vedem acest cauciuc cum se comportă în timp, dar el este la jumătate de preț față de Bifi, așa că a meritat să-l încerc. Până acum
îl recomand cu căldură. Anvelopa de la Gripmax.